Salutare, stimați cu patru și bine v-am găsit la Zi Galaxy. Zi. De Clash Royale. Fraților, dar de data asta avem ceva special de la cei de la Supercell. Ne vor da un nou update, un nou sneak peek. Un nou sneak peek. Asta, fac mă cu. Zi mă și tu, Galaxy, mă nebunul meu. Da, frate. Vor băga 5 sloturi la Battle Deck, fraților. Vor băga și o să vă las și un screenshot în imaginea asta șmecheră. Și ce se vor mai băga? În bonus, se vor băga, poți invita prietenii în clanul tău. Da, nu încă, nu astea, mă, nu încă. Poți invita prietenii tăi din lista de prieteni. Și nu mai trebuie social media, adică poți să inviți așa, dacă nu ai o conexiune bună. Acum, ca să intri într-un clan, îți trebuie level 1. Deci acum e și mai șmecher. Dar, da, și poți să, și la level 3 poți cere donații. Poți copia deck-urile de la TV Royale și poți să le dai și share. Care asta puteam să le dăm și acum, nu știu ce s-a întâmplat. Sneak peek-ul de la cele patru carduri noi. Vor băga o nouă legendară, o epică, o rară și un common. Deci, ce e mai șmecher decât patru cărți așa la rând, de la common la legendară. Da, o mai luăm și noi legendară, frumos, așa șmecher. Ce vor băga? Mega Knight-ul întâi, o legendară foarte șmecheră. Damage-ul pe care îl va da Cică, va da un damage când îl vei spawna de 240 area damage. Mamă, ce șmecheri. Da, un spawn damage de 480 de fapt. Area damage 240, va fi un area destul de mare. Are jump range, deci va și sări al naibii. Cabral, bă, băiatul meu. Va targeta ground-ul și meleu. Nice. Următoarea va fi o epică care va fi Cannon Cart, deci va fi un cannon care se plimbă de colo-colo, ca un fel de Sparky. Șmecher, ca un fel de Sparky, dar n-am mai șmecher. Va da damage de 203, hit points cam mic, e cam slăbuț. Cam slăbuț la hit points, zic și eu, nu știu. Hit speed-ul de 1,2 pe secundă, fast. Mamă, se va. Bă, ăsta va fi mai rapid decât un Sparky, ești bun? Următoarea va fi o rară. Flying Machine, cică. Va fi o trupă aeriană. Nice. Da, va da damage de 142, cam nașpa. Hit points foarte mic. Ia mai zici și tu, Galaxy. Da, știu. Range-ul de 6. Range destul de mare. Air și Grounds. Deci va ataca aerienele și cele de sol. Damage per secundă 142, hit speed 1 secundă, speed fast, deploy time 1 secundă, very nice, very nice. Și următoarea și ultima va fi un common. Eu le-am luat așa de la legendar la common, că-s mai șmeche. Ca să nu vă țin în suspans. Common va fi un fel de goblin barrel, dar mai avansat, uite, și zburător. Asta poți să-l placezi și că unde vrei tu. Da, frate, Skeleton Barrel. Va avea hit points de 636 doar barrel-ul. Că scheletonii, îți dai seama, 8 scheletoni e șmecherie. Skeleton level 9, deploy time 1 secundă, medium speed, șmecher. Va targeta decât build-urile, că știți și voi ce va targeta un schelet. O să vor, în bonus, se vor adăuga niște challenge-uri noi. Sudden Death. Ramp up. Da, și challenge-uri mai. Sudden Death. Ramp up și triple elixir. Mamă, triple elixir. Va fi cancer. Vedem și data viitoare cu update-ul. Vedem noi ce o să mai facem și o să pregătim și un chest opening, fraților, de la Schmaker. Deci, ne vedem și data viitoare. Nu uitați de like, share și subscribe și să-i dați și lui Galaxy. Aveți și canalul lui în descriere. Ciao.